Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit. Vă salut pe toți cu multă căldură sufletească, căci căldură naturală, mulțumim lui Dumnezeu, avem din belșug și încă gratuit. Aș vrea să vă prezint cum am poziționat acest deflector, care este confecționat dintr-o țeavă de inox cu o grosime de 2 mm. Am dat jos toată cărămida din gura de alimentare, deoarece nu ar fi fost corect să o las așa, pentru că la lovituri cu ciocanul am folosit un rotopercutor mic până ce am finisat găurile, au apărut vibrații și mi-a fost frică ca nu cumva careva dintre ele să se slăbească, să cadă jos, după care să apară tot felul de probleme. Vreau să vă spun că primul rând de sus, prima cărămidă s-a luat puțin mai greu. Asta de aici, din partea frontală, s-a luat relativ ușor, dar de celelalte a trebuit să trag cu putere cu un livier. S-au păstrat foarte bine lipite. Voi știți că am folosit acel silicon care rezistă la 1500 de grade. Așa arată interiorul după o iarnă de folosire, după un sezon curat, fără depuneri, din câte vedeți. S-a păstrat destul de bine. Pentru cei care nu ați văzut celălalt clip, este vorba de un deflector pentru un arzător pentru ulei, pentru ulei uzat și nu numai, pentru lichide în general. Eu l-am poziționat și construit în așa fel încât să protejeze cărămida, iar gazele fierbinți să nu poată veni în partea din față a centralei, ci să fie preluate de tubul ridicător. De aceea l-am așezat în imediata apropiere a acestuia. Fiind o țeavă de inox, evident că am sudat-o cu inox, după cum vedeți, da? Sudura a ieșit cam așa. Nu sunt un expert în sudură, dar pot să vă garantez că este o sudură bine făcută. I-am confecționat acest capac tot din inox, pentru că atunci când nu se dorește ca să se folosească arzătorul, acest capac se poziționează aici pentru a nu aspira aer fals, pentru ca ea să poată fi folosită și cu lemn, cărbune sau orice are omul la îndemână. Va trebui să curăț interiorul cu o perie rotativă de sârmă foarte, foarte bine, la luciu metalic, după care în cursul zilei de mâine vom reșamota această gură de alimentare. Vom folosi cărămidă nouă. De această dată va fi lipit cu ciment refractar, care eu cred că este mult mai, este și un izolant mai bun decât siliconul, și durata de viață cu siguranță este mai lungă. Eu mi-am ridicat această centrală undeva la 65-70 de centimetri de la pământ cu ajutorul acestui tractoraș. Capota este ridicată pentru că am luat jos bornele de la baterie, deoarece am folosit aparatul de sudură. Cu ajutorul lui reușesc să mut centralele, să le mișc, să le încarc, să descarc materialele. Foarte util și nu știu de ce nu mi l-am achiziționat mai devreme. Într-un final, aș vrea să mă rezum la atât. Vă mulțumesc, dragilor, pentru că mă urmăriți, pentru că unii dintre voi mi-ați devenit clienți
Și de câte ori veniți câte unul dintre dumneavoastră în vizită la mine, îmi face o deosebită plăcere ca să vă sfătuiesc, să vă arăt și nu în ultimul rând să vă ajut de câte ori aveți nevoie. Nu vă sfiiți, apelați și dacă dumneavoastră doriți să construiți așa ceva, vreau să vă ajut din toată inima și cu mare plăcere. Așadar, cam atât pentru astăzi și până data viitoare, vă salut pe toți cu multă căldură!